Deschidem Sfântul Cuvânt la Cartea 1 Corinteni, capitolul 10, și din primele 5 versete. Pagina 1119, 1 Corinteni 10, versetul 1 la versetul 5. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Rămânem cu Biblia deschisă și vrem să intrăm în studiu biblic în această seară. Dumnezeu să binecuvinteze vestirea Evangheliei. Dragii mei, era un exemplu dat odată care era foarte pragmatic vis-a-vis de subiectul care vrem să-l discutăm. Un băiat al unui judecător mergea, își făcea treburile vieții sale și se ancora în faptul că orice s-ar întâmpla, tatăl său îl poate scăpa când ajunge la nevoie. Uneori chiar își permisese să se calce un picuț legile, pentru că tata era judecător. Într-o zi, făcând o greșeală destul de mare, a ajuns să fie arestat de poliție. Când a fost dus la tribunal și a ajuns în fața instanței, a rămas foarte uimit și bucuros să-l vadă pe tatăl său intrând în camera de judecătorie și așezându-se pe scaun. În momentul când s-a uitat tatăl său către el, băiatul i-a spus: "Tată, mă bucur să te văd." La care judecătorul îi spune: "Astăzi sunt judecătorul tău, nu sunt tatăl tău." Dragii mei, de multe ori ne place să ne ancorăm în privilegiile care le avem și ne place să ne folosim de ele. Dacă avem și noi câteva privilegii sau drepturi, ne vom folosi la maxim de ele și vom vrea să vadă și alții că noi avem privilegii și drepturi. La un moment dat, cu ceva timp în urmă, încercând să intru într-o cameră și până să ajungă la ușă, cineva îmi spune: "Las că-ți deschid eu aici în adunare, că am eu cheia." Vrea să vadă că, să văd eu că are și el o cheie ca să intre într-o cameră. Desigur, dacă avem și noi un privilegiu, ne place să ne arătăm că avem acele privilegii, avem acele drepturi și vrem ca oamenii să ne stimeze pentru aceste drepturi și privilegii care noi le avem. Totuși, în societatea în care noi trăim, recunoaștem că, indiferent de privilegiile care se dau, în același timp am vrea să păstrăm și ceea ce înseamnă dreptatea și echitabilitatea, ca să nu ajungem la tiranie. În 2018 era un video care ajunsese pus online. Doi polițai din zona New Jersey au oprit o mașină cu câțiva tineri în mașină. Mergeau și mașina nu era înregistrată corespunzător. Trăgând la dreapta, pe dreapta pe șofer, l-au întrebat de ce nu are mașina înregistrată. I-au zis apoi că vor trebui să îi ia mașina. Nu era vorba de anchetă mare, ci doar pentru că nu era înregistrat license plate-ul cum trebuie. În timp ce stăteau de vorbă cu șoferul, deodată trage altă mașină în spatele lor, iese o doamnă afară și vine așa foarte impunător în fața ofițerilor: "Care este problema aici?" Care ofițerii un picuț luați prin surprindere spun: "Doamnă, ne iertați, nu vă privește pe dumneavoastră." "Ba da, mă privește," zice ea. "Una din persoanele din mașină este fata mea. De ce v-ați permis să o trageți pe dreapta?" "Doamnă," zice ofițerul, "nu vă privește. Nu fata dumneavoastră conducea, este șoferul, privește șoferul și doar pe șofer. Nu, nu, mie să-mi spui ce ai cu ei." Și începe undeva la o oră femeia aceasta să rățuiască la acești ofițeri spunând: "Știți cine sunt eu? Eu sunt comisar la un oficiu de aici din oraș și eu și mă știu foarte bine cu primarul." Suna română după mine. Zice: "Dacă nu-i dați drumul, o să aveți mari probleme." Îi spuneau: "Doamne, vă rog frumos să ne lăsați în pace, ne facem slujba." Au condus într-un mod neregulamentar, neavând mașină registrată, acestea sunt consecințele. "Dar te rog frumos să-i dai drumul." Și începe să roțuiască el și tot mai tare vine către el. La un moment dat, ofițerul s-a retras cât mai tare spre mașină, nu mai avea unde să meargă. Spune: "Doamnă, dă-te la o parte, că eu nu mai am unde să mă duc, tot vine asupra mea, dacă nu te lăsesc și pe tine. Dar cum îți permiți, dar cine ești tu?" La un moment dat și înjură pe ofițer. Când mai departe poliția a eliberat acest video, au venit oameni să spună cu acuză cum și-a permis să-și abuze drepturile. În 2 săptămâni după eliberarea acelui video, această femeie și-a dat demisia și a ieșit din funcția care o deținea. Ne place să avem drepturi și să vadă oamenii că avem drepturi și să ne folosim de ele și să le arătăm, așa, să le etalăm în văzul tuturora. Ei bine, dragii mei, această problemă cu drepturile, de multe ori, o regăsim chiar și în viața noastră spirituală. De multe ori ne comportăm cu acest
aceste drepturi într-un mod în care este neadecvat și ar trebui să le punem în ordine ca nu cumva să ajungem la anarhie și la tiranie. Ei bine, o înțelegere superficială a Harului a dus pe unii creștini să gândească că Dumnezeu în final n-are numai decât să-i mântuie și pe ei. Dacă eu mărturisesc că îi cred în Iisus Hristos, dacă s-o botezat în apă, Dumnezeu acum e dator să-i bage și pe ei în rai. Unul spunea, nu poți tu păcătui îndeajuns cât poate Dumnezeu să ierte. Și pe când este adevărat că Dumnezeu poate ierta orice păcat, să nu ne măgulim că Dumnezeu a devenit slujitorul nostru care să facă curățenie după noi. Noi ne permitem să facem mizerie pretutindeni și apoi vine Dumnezeu cu mătura și cu fărașul să curețe după noi. Sună blasfemietor numai să gândești așa, dar mai să gândești și să trăiești în astfel de mod. Sunt oameni care își folosesc drepturile într-un mod în care abuză libertatea Harului care Dumnezeu li-l dă. Pavel observă această atitudine în viața corintenilor, în special în relația cu fraților mai slabi din adunare. Iar totodată, dorind să le pună în perspectivă ceea ce înseamnă aceste cerințe ale lui Dumnezeu, vrea să-i conștientizeze pe cei care trăiau neadecvat că pot aduce o stare de cădere în viața lor, chiar dacă se ascundeau în baza sacramentelor creștine, în spatele botezului și în spatele cinei Domnului. Și ei spuneau, dacă noi facem aceste practici, Dumnezeu-i dator să ne apere. Și Pavel spune, stați un pic, că nu este chiar așa. Privind astfel apelul la istoria Vechiului Testament, Apostolul Pavel vrea să le spună care sunt riscurile ca să avem privilegii și totuși să fim lepădați. Privilegiați și totuși lepădați. Este foarte posibil să ai privilegii deosebite, să ai un har deosebit și totuși să nu primești premiul alergării. Ne întoarcem înapoi, dragii mei, doar pe scurt să înțelegem contextul acestui pasaj, ca să nu uităm unde rămăsesem ultima dată. După introducerea în cartea 1 Corinteni, după ce Apostolul Pavel ne prezintă înțelepciunea lui Dumnezeu manifestată prin Iisus Hristos, după ce tratează problema discordii și certurilor din adunare, Apostolul Pavel prezintă câteva regulamente pentru buna conduită a bisericii. De bună oară, 1 Corinteni 5, disciplina din adunare. 1 Corinteni 6, problemele interpersonale, judecăți și altele. În 1 Corinteni 7, probleme maritale. Și Apostolul Pavel răspunde la câteva întrebări care apar către el. În 1 Corinteni, capitolul 8, Pavel continuă să răspundă la niște întrebări care s-au ridicat vis-a-vis de carnea și mâncările care au fost jertfite idolilor. Și aici apar o serie de probleme cu care ei se confruntau. Era carnea jertfită idolilor covârșitor, carnea găsită pe piață și în același timp participarea la festivități păgâne, la temple idolești în care ei puteau să mănânce. Aceasta era problema cu care ei se confruntau. Trei probleme, de fapt, se desprind în această situație și prin răspunsul lui Pavel le putem deduce și le putem înțelege. Prima problemă era a mânca în templele păgâne. Erau evenimente, erau sărbători, erau zile speciale și întâlniri deosebite care se întâmplau în templele păgâne. Se jertfea un animal unui zeu și apoi carnea era mâncată în templul acela, în cinstea acelui zeu. Oamenii veneau și mâncau și ei. De multe ori creștinii, sau mai bine spus cei care erau săraci în oraș, nu puteau să cumpere carne, în ziua aceea, la sărbătoare, li se dădea pe gratis să mănânce și ei. Și atunci veneau la templu și mâncau. Templu păgân, rețineți. Apoi, unii oameni care se gândeau că sunt mântuiți, recunoșteau că un idol este egal cu zero și mergeau și mâncau acolo. Și alții se uitau la ei spunând, asta nu-i normal, dar nu-i drept. Și ei spun, dacă voi sunteți slabi, problema voastră? Noi știm că Dumnezeu binecuvântat toate mâncările, care este problema că noi mâncăm în acest templu? Era o primă problemă care Pavel trebuia să o trateze. O a doua problemă era, ce ne facem dacă ne invită un prieten să mergem la casă să mâncăm? Un prieten vrea să facă un barbecue și ne cheamă să venim acasă să mâncăm împreună cu el. Oare noi ca și creștini avem voie să mergem sau nu avem voie? Dacă acea carne care el o prepară este cumpărată pe piață și este, cine știe, de la templu luată, avem voie să mergem sau nu avem voie? Era o problemă de viață și Pavel trebuia să răspundă. O a treia problemă era vis-a-vis de uzul personal. Eu mă duc la piață, vreau să cumpăr mâncare. Eu nu știu de unde vine carnea aceasta.
covârșitor, carne din piață, din Corint, era venită de la templele păgâne. Și atunci creștinul spunea, eu vreau să-mi fac și o friptură. Mă duc și cumpăr niște carne, vin acasă, o prăjesc, dar după am dat seama, dar dacă asta vine de la templul Zeus sau cine știe ce alt templu, am voie să mănânc sau nu? Dacă cugetul meu se blochează că eu nu vreau să supăr pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel trebuie să răspundă la aceste provocări și aceste situații din viața cotidiană ale corintenilor. Problema fundamentală era că unii se vedeau mai tari, spunând că ei știu, au cunoștință și disprețuiau pe cei mai slabi. Priveau la cei mai slabi dintre ei, batjocorindu-i, spunând, aștia și așa nu înțeleg absolut nimica. Și așa sunt prea slabi. Și atunci îi spuneau, în loc să fiți voi slabi, mai bine să stăm pe noi să mâncăm ce vrem. Din cauza că aveau o minte, o judecată mai scrupuloasă, mai atentă, unii nu-și permiteau și alții își permiteau să facă orice. E bine, Pavel îi învață pe corinteni că sunt chemați să supună libertățile și drepturile la picioarele Domnului Iisus și să fie atenți să nu afecteze pe cei din jur. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 11. Și astfel, el care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetelor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Pavel spune, suntem responsabili de modul în care ne comportăm în adunare. Nimeni nu poate spune că așa îmi place mie. În final, nu-i cum îmi place mie, îi cum îi place Domnului. Și dacă în adunare, covârșitor, mentalitatea noastră merge într-o direcție, ne vom supune direcția aceea toți împreună ca să menținem un echilibru în adunare. Va reveni Pavel mai târziu în 1 Corinteni 10 să ne spună să nu fim o pricină de potignire pentru Biserica lui Hristos. Suntem chemați să fim atenți cum ne comportăm în adunare. Dar el dă o pildă atunci personală, ca să arate că el, care era apostol, care avea foarte multe drepturi, nu s-a folosit de drepturile sale în Evanghelie, pentru folosul Evangheliei și pentru ca să fie primit de cei mai mulți, arătându-le în final că, de fapt, viața creștină este asemuită cu o alergare, o cursă la care noi fugim. Trebuie să fugim după rânduieli, trebuie să fugim după antrenament, trebuie să ne conformăm regulilor ca să căpătăm premiul alergării. Altfel, riscăm să rămânem fără premiu. 1 Corinteni 9, 24, nu știți că cei ce leargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Și Pavel acum le spune, în contextul meselor jertfite idolilor, în contextul plăcerilor carnale, de a mânca, de a te satisface pe tine însuți, trebuie să recunoaștem că avem drepturi și libertăți, dar trebuie încadrate în limitele lui Dumnezeu ca să ne afectăm pe alți frați. Mai este încă o problemă. Sunt realități profunde spirituale în spatele unor practici care voi nu le înțelegeți și riscați să intrați în legătură cu demonii și asta cât de tare ați fi voi vă va duce la pieire. Va trebui să fim atenți. Și Pavel spune, vă dau un exemplu. Eu sunt apostol, eu am drept asupra voastră, am drept să vă cer din partea voastră, dar nu mă folosesc de dreptul meu în folosul vostru, în folosul Evangheliei. Și conclude Pavel capitolul 9, ci mă port aspru cu trupul meu, versetul 27, și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat, descalificat. Ca nu cumva să-mi pierd eu premiul alergării, eu mă port aspru cu mine însumi. Adică păstrez trupul meu în autocontrol. Și aici Apostolul Pavel merge mai departe, acum aducând la un argument separat, care va răspunde la problema care eu aveau. Eu ca și creștin cunosc că un idol este egal cu nimic. Pe mine nimica nu mă oprește. Dacă eu mă duc într-o casă de petrecere și mănânc cu ei, care ar fi problema? Și aici Apostolul Pavel vrea să răspundă mai departe. Ca să înțelegem că acest pasaj în această seară se leagă de pasajul anterior, este un cuvânt grecesc de legătură numit gar, pentru că, care apare în versetul acesta.
Din nefericire, cele mai multe traduceri ale Noului Testament, nu Noul Testament, ci traducerile, omit acest cuvânt și aceasta taie legătura. Observați ce spune: fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri. De fapt, este un cuvânt de legătură aici, care leagă cele două versete. Le-am putea citi după cum urmează: ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am provădit altora, eu însumi să fiu lepădat. Pentru că, fraților, nu vreau să nu știți. Pentru căul acela este deosebit de important, se leagă de mai devreme. Noi suntem chemați să supunem libertățile noastre în perspectiva vieții cu Dumnezeu și în perspectiva unor drepturi care ni s-au dat din partea lui Dumnezeu. Ei își abuzau drepturile lor, spunând cu argumentele lor: observați, nu vreau să nu știți. Adică ei nu știau. Mai devreme spunea Pavel: noi știm, ne avem cunoștință, nu trebuie să ne explici tu nouă. Și Pavel spune: totuși, sunt lucruri care voi nu le știți. Și n-aș vrea să rămâneți în necunoștință și ca să nu rămâneți, am să vă dau un argument, o explicație. Ca să le demonteze argumentul lor, Pavel face apel la ceva din Vechiul Testament. Un argument vechi testamentar să le arate că alții au fost privilegiați și n-au ajuns la premiul alergării. Care de fapt era argumentul lor? Se deduce direct din text că ei spunea Pavel: noi suntem botezați în apă pentru Iisus Hristos. Noi venim la fiecare dată când se dă cina și luăm cina Domnului. Ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Asupra noastră diavolul nu are nicio putere. Dacă eu mă duc la un templu păgân și mănânc acolo, care e problema? Dacă eu mă duc acolo să petrec, care e problema? Că eu sunt al lui Hristos, botezul mă spală, cina Domnului mă sfințește, diavolul n-are nicio putere asupra mea. Acesta era argumentul care ei îl aveau. Ei gândeau că aceste argumente le garantează mântuirea, indiferent de ce ar face ei. Exact aceasta este mentalitatea unor oameni din vremea aceasta. Eu sunt botezat, frate. Eu sunt membru în biserica cu tare, de parcă biserica te păzește pe tine ceva. S-a rugat fratele cu tare pentru mine. Și ne ascundem în spatele unor astfel de sintagme, spunând că acum dacă noi facem anumite practici, nu îi pasă la Dumnezeu chiar așa de mult, că în final chiar nu contează. Pavel dorește să învețe că aceste privilegii nu dau garanția biruinței dacă omul nu rămâne în parametrii lor și mai rău pot ajunge chiar să fie lepădați. Spunea: mă port aspru ca eu să nu fiu lepădat, pentru că, merge mai departe, observați că aici este riscul, când ne jucăm cu Dumnezeu, iese rău. Și fac aici o remarcă, dragii mei, că unii vor spune: în 2022, nu mai sunt temple păgâne, nu se mai jerfesc animale afară care se închină lui Zeus sau cine știe ce. Cu ce ne afectează pe noi textul acesta? Și vreau să vă spun, dragii mei, că măcar că nu mai sunt temple idolești, idolatria n-a dispărut, idolatria încă este și oamenii încă practică lucruri care sunt idolatre și care duc la păcat. De bună oară, în câteva zile va fi sărbătoarea aceasta demonică, Halloween-ul. Și sunt oameni care merg la petreceri să petreacă împreună, că e o sărbătoare de Halloween. Care e problema? Dacă la lucruri duce niște mâncare, sărbătorim ca zi Halloween-ul, care e problema? Ne îmbrăcăm și noi așa mai țanțoși și ieșim la o plimbare. Observați că intrăm în legătură cu demonii. Și unul va spune: dar eu sunt pocăit, în mine e lumina lui Dumnezeu, îți boteza cu Duhul Sfânt, asupra mea diavolul n-are nicio putere. Și totuși, dragii mei, Pavel spune: stați un picuț. Nu-i chiar așa de simplu, e adevărat. Un idol este egal cu nimic, dar în spatele idolului este ceva. Și mă uimește creștini care își permit să fie și cu dracu și cu Dumnezeu. La mine pe stradă am un vecin care, la câteva case mai sus de mine, în fiecare an când vine Halloween-ul, îl pune pe Satana în front yard. Dar, dragii mei, pe Satana, nu glumesc. Că ăștia pun demoni și fel de ciudățenii. Ăsta îl pune pe Satana în persoană, în vorba aia. Îl vezi un drac făcut bine construit acolo și îl pune acolo în fața casei. După ce trece Halloween-ul, îl mută pe Satana și îl pune pe Hristos în iesle. Și eu mă gândesc, cum se poate? La Halloween cu dracu
și la Crăciun cu Hristos. Dragii mei, sunt creștini care așa trăiesc și gândesc că în final nu contează. Spuneam ultima dată, sunt sărbători care oamenii ne fac, mâncăm în cinste lucutare, la moarte unui om, la ziua unui om, și noi zicem, dar ce contează astea? Sunt ritualuri vechi, noi le facem de prietenie. Dar observați că legăturile noastre, dragii mei, ne duc pe un făgaș periculos. Și Pavel spune, nu vă jucați! Faptul că sunteți botezați, faptul că luați cina Domnului, nu vă scutește. Asta nu mă protejează mistic dacă nu trăiți ancorați în ceea ce înseamnă aceste acte sfinte. Haideți să observăm ce spune Apostolul Pavel. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri, mă opresc aici, părinții noștri sunt evrei. De ăștia din Corint erau covârșitori dintre neamuri, nu erau chiar mulți evrei. Și atunci, ce vrea să spună Apostolul Pavel? Ei se uitau la Vechiul Testament, la părintele credinței Avraam, ei citau Vechiul Testament și făcând referire la poporul Israel, ei știau despre ce vorbește Apostolul Pavel. Dragii mei, să nu măgulească careva cu minciuna asta că numai Noul Testament e pentru noi. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Că noi trebuie să o înțelegem din prisma corectă, e altceva, dar toată Scriptura insuflată de Dumnezeu. Noul Testament, fără Vechiul Testament, n-are postament. Pentru că noi înțelegem Noul Testament prin prisma împlinirii Vechiului Testament. Vechiul Testament fără Noul Testament n-are împlinire. Profețiile nu-și găsesc împlinirea dacă n-ar fi Noul Testament. Toată Scriptura e Cuvântul lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și din Geneza până Apocalipsa, hai să citim Biblia. Chiar dacă nu înțelegem, nu vă speriați, rugați-vă să vă lumineze Domnul. Mai întrebați păstorul când aveți câte o întrebare și împreună căutăm lumina Domnului și Domnul să ne lumineze. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri evrei, toți au fost sub nor, toți au fost prin mare. Și spune Apostolul Pavel, acești oameni au beneficiat de o călăuzire deosebită. Ca să înțelegem sintagma aceasta, ne întoarcem în Exod, în capitolul 14. Mai citesc în schimb doar un verset, versetul 2. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Acum, Exod, capitolul 14, ne spune despre momentul acesta cu norul și marea. Versetul 19. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și-a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul și-a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta, pe de o parte, era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii i-au urmărit și toți caii lui Faraon, carle și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vălmășală în tabăra egiptenilor. Mergem mai departe, trec Marea Roșie și când egiptenii sunt în mijloc, se închide apa și egiptenii mor. Este momentul salvării lui Israel din robia egipteană. 430 de ani au fost sclavi în Egipt. Nu puteau face ce vroiau, erau robiți cu muncă silnică și aspră în fiecare zi și oamenii aceștia strigau pentru eliberare. Într-o noapte, Dumnezeu, prin Moise, scoate poporul din Egipt. Ajunge după norul care călăuzea la mare. Marea se deschide în două și poporul Israel trece marea pe uscat. În urmă, norul continuă să-i călăuzească, marea se închide și egiptenii rămân acolo. Tot ceea ce a fost vechi a rămas îngropat în mare. Și ei acum merg către țara promisă. Este simbolul botezului nou testamentar, dragii mei. Fără a deveni prea amănunțiți în niște detalii care Pavel nu le-a intenționat, el face apel la prefigurarea botezului. De aceea spune, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise.
Desigur, nu Moise era salvatorul, dar Moise prefigura cel care a mijlocit, cel care a luptat pentru ei, prefigura ce avea să vină, mântuitorul care dea biruința. Și ca să vedem aceasta, este o terminologie nou-testamentară. Galateni, în capitolul 3, cu versetul 27, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Este o expresie nou-testamentară. În Cartea Romani, capitolul 6, cu versetul 3, Apostolul Pavel reia ideea. Nu știți că toți câți ați fost botezați în Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Expresia botezați pentru era o expresie nou-testamentală. Exact asta face Pavel. Oameni buni, voi vă lăudați că ați fost botezați pentru Hristos, omoriți lumea veche, sunteți mântuiți. Dar nu uitați că poporul Israel, prefigurator, a fost botezat exact ca și voi, în nor și în mare. Ca Duhul Sfânt care va călăuzi pe voi la mântuire, norul lui Dumnezeu îi călăuzea pe ei către Dumnezeu. Precum voi ați intrat în apă mărturisind că lumea veche a murit și ați înviat la viață, ei au trecut prin mare și a rămas Egiptul în urmă. Dumnezeu i-a mântuit. Au intrat în mântuire ca și voi. Prefigura acest simbol exact ce avea să fie Noul Testament. De aceea vă spuneam, nu putem Nou Testament fără Vechi Testament și Vechi Testament fără Nou Testament. Toate se împletesc și ce minunat vorbește Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Poporul Israel a beneficiat de un botez, dacă vreți, stil Nou Testamentar, încă din Vechiul Testament. Și acești oameni au intrat în legământ cu Dumnezeu când Domnul i-a scos cu mână tare din lumea veche. Dar Pavel merge mai departe. Versetul 3 și versetul 4. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Apostolul Pavel spune, în pustiu, cât au mers ei în pustiu, Dumnezeu le-a dat de mâncare din cer. Mană din cer. Și în Psalmii se spune că mana era mâncarea celor tari, mâncarea îngerilor. Le-a trimis-o Dumnezeu din cer pentru ei. Și ei au mâncat din cer. Și acum ăștia spuneau, dar noi mâncăm cina Domnului. Ăsta e trupul Domnului Hristos. Și Domnul Hristos însuși ne spune în Ioan capitolul 6, adevărat vă spun că nu Moise v-a dat mană în pustie, ci Tatăl meu vă trimite adevărata pâine. Eu sunt pâinea vieții. Iisus Hristos este pâinea vieții. Și această mâncare care venea din cer prefigura trupul lui Hristos care avea să vină într-o zi pentru noi, pentru mântuire. Ba încă spune Pavel, toți au băut aceeași băutură duhovnicească dintr-o stâncă care venea după ei. Acum, rabinii vechi interpretau că literalmente o stâncă îi urmărea pe ei în pustie. Așa interpretau ei în vechea lege. Acum, Biblia nu afirmă numai decât aceasta, dar ne spune Pavel că această stâncă care venea, nu stânca în sine, reprezenta pe Hristos, prezența lui Hristos, apa care țâșnea din stâncă, era viața din Iisus Hristos și ei din aceasta s-au împărtășit. De aceea spune Hristos, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine va bea din mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, după cum spune Scriptura. Și râurile acestea erau prezența, lucrarea, existența Duhului Sfânt în viața Mântuitului. Mărit să fie numele Domnului! Așa cum Moise a lovit stânca și a ieșit apă, așa trupul lui Hristos a fost lovit și din el a țâșnit sânge care a dus mântuirea pentru noi. Observați paralela, dragii mei, care Pavel o face, atât de explicită este pentru noi. Și Pavel spune, voi vă măguliți că v-ați botezat în apă și voi vă măguliți că luați cina Domnului și asta cumva vă salvează. Puteți să mergeți și la Halloween, puteți merge la onomastice, la petreceri și în final nu contează că Domnul v-a mântuit. Și Pavel spune, stați un picuț, că mai era o categorie de oameni care ca și voi au fost botezați în apă și în nor, ca și voi au avut un mijlocitor pe Moise, ca și voi au luat, dacă vreți, cina Domnului prefigurativ și cu toate acestea s-a întâmplat ceva. Și vreau să vă mai citesc încă o dată aceste versete, să vedeți dacă le găsiți împreună cu mine, expresia importantă. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Care este expresia care se repetă? Toți!
toți covârșitor. Moise spune, nici o unghie nu rămâne în Egipt. Noi când plecăm, plecăm cu toți. Și pe toți i-a salvat Dumnezeu. Toți ăștia au trecut prin mare. Toți ăștia au mâncat din pâinea din cer și au băut apa din stâncă. Toți! Toți! Și acum versetul 5. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Toți au fost, dacă vreți, mântuiți, scoși din Egipt, scoși la viață, trecuți prin mare, dat mană din cer, toți au mâncat din ea, dar nu toți au ajuns la capăt. Și aici este problema. Noi ne măgulim că toți ne-am botezat în apă, toți luăm cina Domnului, toți venim la stăruință, toți am vorbit în alte limbi, dar nu toți ajung la capăt. Contează ceva. Apostolul Pavel spune că ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Dragii mei, nu-i îndeajuns că te-ai botezat. Nu-i îndeajuns că vii la cină. Unul spunea, măcar că venea foarte rar la biserică, întrebându-l păstorul, de ce nu vii la casa Domnului? Uite, eu mi se pare așa un picuț, veniți din când în când și voi, frate. Și dar măcar la cină am venit. Adică așa se spală cu faptul că vin la cină. Și tu crezi că te spală că ai venit la cină? Te osândește, dragul meu, că în loc să trăiești pentru Dumnezeu, te măgulești cu un ritual care acum l-a desfințat de valoarea lui, pentru că îl faci strict ritualistic. Toți au avut parte de har, dar nu toți au fost plăcuți lui Dumnezeu, ci cei mai mulți din ei au murit în pustie. Biblia ne arată că undeva la 600.000 au murit în pustie. Toată generația aceea care au fost ieșiți din Egipt și care au văzut minunile, care au trecut prin mare, au pierit în pustie pentru că n-au crezut în Dumnezeu. Domnul spunea, voi ați spus că ai voștri copii vor fi de jaf și veți muri pe aici prin pustie. Trupurile voastre vor muri și din copiii voștri voi ridica să-i bag în țara promisă. Observați că toți au avut har, dar nu toți au ajuns la țintă. Și atunci apare o problemă. Ce vrea de fapt Dumnezeu de la noi? Ca să răspundă Pavel corintenilor, el vrea să le dea un argument. Nu vă măguliți că puteți să faceți tot ce voiți. Că nu puteți, n-aveți voie. Sunt parametri care nu pot fi trecuți. Mai târziu va explica cum înțelegem noi aceste mâncări, dacă vreți, idolești sau contaminate de idolatrie. Dar aici este direct problema a participa literalmente în templu de idoli. Și ei spuneau, și dacă mă duc acolo, și dacă eu petrece, și dacă vin și eu, care baiu? Pavel spune, nu vă ascundeți în spatele botezului, nu vă ascundeți în spatele cinei Domnului, că toți le-au avut, dar nu toți au intrat. Biblia ne învață că suntem chemați să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cartea 2 Corinteni, capitolul 5 cu versetul 9, ne spune despre această chemare a lui Dumnezeu. Și ascultați expresia. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămâne acasă, fie că sunt departe casă. Observați, dragii mei, ne silim. A sili pe cineva, n-am definiție în dicționar, înseamnă să forțezi, să obligi. Dacă trebuie prin forță să faci să facă ceva. De aceea ne silim pe noi înșine să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Asta înseamnă, dragii mei, că în viața de credință, eu sunt conlucrător cu Dumnezeu. Dumnezeu a creat calea mântuirii, fără de har nimeni nu putea fi mântuit. Fără de Iisus Hristos nimeni ajungea în har. Fără jertfa din Calvar nimeni nu-L vedea pe Dumnezeu. Dar odată intrat în har, sunt chemat să fiu plăcut lui Dumnezeu, să umblu așa cum îi place Domnului. Și aici am și eu un aport. Cam drepturi. Și le pot folosi și pot fi neplăcut sau mă pot atenționa pe mine însumi cu autocontrol ca să-i fiu plăcut lui Dumnezeu. Un verset foarte interesant, Apocalipsa 17 cu versetul 14, ar merita odată studiat pe îndelete într-o predică. Auziți ce spune Biblia? Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și acum auziți. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el de asemenea, îi vor birui. Cine ajunge să biruie? Noi spunem ăla care e chemat, ales de Dumnezeu, mântuit, intrat în apa botezului, cu cina Domnului, cu Duhul Sfânt, haleluia, la cer. Biblia spune așa, chemați, aleși și credincioși lui Dumnezeu. Suntem chemați să trăim cum îi place Domnului, dragii mei. Și aici vreau să mă întorc la o pildă care am discutat-o cu mai multă vreme în urmă.
să vă reîmprospăteze mintea dumneavoastră. Iisus dă o pildă ca să arate cum ar trebui noi să așteptăm revenirea Domnului Hristos. Noi suntem acum în așteptare revenirii Domnului Hristos. În orice moment poate veni Domnul și poate răpi biserica acasă. Și noi suntem chemați să fim gata. Cum ar trebui să trăim? Hai, păi merg la biserică, luăm cina Domnului, ne-am botezat, e îndeajuns, nu? Dar ce facem cu contextul vieții umane? Că noi trăim viața. Eu vreau să mă simt bine, vreau să mă distrez, vreau să merg în vacanță, vreau să mă plim și revenim. E păcat, frate. V-am spus, nu-mi place întrebarea, e păcat să. Întrebați dacă biblic e normal, e bine, e potrivit, e sănătos spiritual să facem anumite practici. Că nu putem face tot ce voim, spune Sfânta Scriptură. Suntem al lui Dumnezeu. Ne-a cumpărat cu un preț cu sângele Domnului Hristos, nu cu aur și cu pietre scumpe. Hristos a murit pentru noi să ne mântuie. Mărit să-i fie numele. Și suntem chemați să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și vă pune această pildă în fața Domnului Hristos. Cum ar trebui să așteptăm? Erau 10 picioare. Trebuia să vină mirele înapoi și așteptau să vină mirele. Aveau candelă, unele aveau și vas cu rezervă. Și acum să vină mirele. Dragii mei, recapitulez încă o dată cum spuneam în seara aceea. Toate 10 erau fecioare. Nu erau 5 fecioare, 5 desfrânate. Toate 10 erau îmbrăcate de nuntă. Nu 5 îmbrăcate frumos, 5 de șuchiat. Toate erau îmbrăcate la fel. Toate 10 aveau candelă. Și toate 10 aveau foc în candelă. Avuseseră experiența prezenței plinătății Duhului Sfânt. Toate 10 așteptau să vină mirele. Toate 10, când s-a făcut strigarea, s-au trezit. Toate 10 s-au pregătit. Dar numai 5 aveau plinătatea Duhului Sfânt și rezervă în vas, dragii mei. Numai 5 erau gata pentru orice moment. Alte 5 au spus, noi estimăm când vine Hristos. Și noi credem că până atunci e destul. Ne-am pregătit, am postit, am făcut, acum hai, merg la un film, că o veni Hristos, poate poi mâine. Și Biblia spune așa, fiindcă mirele zăbovia, toate au ațipit și toate au adormit. Și alea înțelepte, și alea neînțelepte. Adică, dragii mei, așteptare de 2000 de ani a dus biserica la o stare de, dacă vreți, oboseală. Păi vine Iisus sau nu vine Iisus? O zis că vine în curând. De 2000 de ani mântuirea e aproape, mai aproape acum decât atunci când am crezut. Păi vine Hristos sau nu? O venit COVID, o plecat COVID, acum vin rușii. Mâine cine știe ce mai vine? Uite câte nenorociri. Măi, mai vine Hristos sau nu vine Hristos? Și unii spun așa, măi, ne-am pocăit. Am fost la biserică, am luat cină, am fost la stăruință. Eram și eu, fanaticul ăla care strigam acolo, aleluia, slavă Domnului. Bă, dar am 30 de ani, altfel, am 40 de ani, am 50 de ani. Băi, nu cred că vine Hristos chiar acum, poate în generația următoare. Așa că suflete, mâncă, bea, veselește-te, că mâine oricum vei muri. Și, dragii mei, am uitat chemarea care o făcea Hristos tuturor. Ce vă zic vouă, zic tuturor. Și noi spunem să facem studiu biblic pe Apocalipsă, să vedem unde-i fiara, unde-i răpirea, cum le interpretăm. Ce-i cu Israelul, cu vaca roșie? Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați că vine Iisus Hristos în curând, dragii mei. Și Pavel le spune acestor oameni care se jucau cu idolatria, oameni buni, nu vă ascundeți în spatele botezului, a cinei Domnului, nu vă scapă dacă vă jucați cu Dumnezeu. Dumnezeu e sfânt și nu se joacă cu principiile Lui. Și, dragii mei, singurul lucru care ne face pe noi să trăim plăcuți lui Dumnezeu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care când trăiește noi în plinătate, ne schimbă viața literalmente. Nu o experiență, dacă vreți, haristică în care vorbim în limbi, prorocim, ci o experiență a sfințirii interioare lucrată de Duhul Sfânt. Doamne, sfințește-ți biserica! Spune Apostolul Pavel în Galateni, în capitolul 5, explicând cum arată roada Duhului Sfânt, în versetul 24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Nu-i de ajuns că ai fost la stăruință. Nu-i de ajuns că ai vorbit în alte limbi. Dacă viața de zi cu zi nu trăiești ca și cum Duhul Sfânt ar fi în tine, Duhul Sfânt care te-a botezat cu vorbiri în alte limbi, ți-ar da voie să înjuri tânăr drag sau nu? Tu râzi, faci glume, râzi în adunare, vorbești porcos, dar Duhul Sfânt care e în tine îți dă voie? Păi dacă Duhul Sfânt e în tine, ai voie să faci așa ceva? Duhul Sfânt care ți-a sfințit viața îți dă voie să minți? Duhul Sfânt care ți-a sfințit mintea îți dă voie să vezi la lucruri necurate? Păi dacă Duhul Sfânt e în noi, să umblăm ca și cum Duhul Sfânt e în noi.
Și Biblia ne învață că doar acei oameni devin cu adevărat plăcuți lui Dumnezeu. De aceea și noi ne silim să-i fim plăcuți lui sub imboldul Duhului Sfânt, care ne schimbă, ne modelează, ne spală, ne învață, ne trage către Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Pentru că toți, fără echivoc, avem drept la mântuire. Toți, fără echivoc, avem drept să stăm înaintea lui Dumnezeu. Toți, fără echivoc, avem experiențe minunate. Dar nu toți ajung la capăt. Cei mai mulți covârșitori n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că permisivitatea umană nu rodește sfințenia din partea lui Dumnezeu. Nu suntem chemați să fim nici legaliști, nici înguși ca să îngustăm calea, nici libertini ca să mărim căile lui Dumnezeu. Suntem chemați să mergem pe mijlocul cărărilor neprihănirii, să-L onorăm pe Dumnezeu în viața noastră, în tot ceea ce facem, ca Domnul să-și găsească plăcerea noi. Și în ziua cea mare, când va veni Domnul, să auzim strigarea: vino slugă bună și credincioasă, să-i fii plăcut stăpânului când te va chema acasă, ca și eu cu tine împreună să stăm în fața Tatălui, să primim răsplătirea. Doamne, ajută la aceasta! Se ascundeau în spatele unor sacramente, spunând că acestea îi vor salva. Și vom vedea la viitoare că Pavel ne arată exact unde au greșit ei, în ce și-au permis să fie permisivi, ceea ce i-a dus la ajunge neplăcuți, lepădați, nenorociți, și în pustiu au fost numai niște trupuri moarte, rămânând o generație care ulterior l-a respectat pe Dumnezeu, a ascultat de Dumnezeu și a intrat în țara promisă. Doamne, fă ca noi toți tineri și bătrâni să ajungem în împărăția Ta și să-ți fim plăcuți Ție. Amin.